Vă salut, prieteni! Vă spun bun găsit și mă bucur să fim din nou împreună. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi am pregătit pentru voi un material interesant despre un fenomen misterios petrecut într-o pădure din Pennsylvania. Este vorba despre un obiect ciudat care a căzut din cer. Haideți să vedem povestea. Orașul american Kecksburg, situat în vecinătatea masivului Mount Pleasant, statul Pennsylvania, aflat la o distanță nu mare de granița cu Canada, s-a trezit peste noapte în centrul atenției ufologilor și nu numai. La 8 septembrie 1956, în jurul orei 4:30 după amiaza, sute de martori au observat pe cer o lumină portocalie uriașă, care a traversat lacul Erie, precum și alte câteva localități învecinate, deplasându-se spre nord. O serie de alte observații provenite de astădată din provincia canadiană Ontario au permis ulterior să se stabilească traiectoria descendentă a apariției. Un număr destul de important de martori au relatat că observaseră cum din corpul obiectului se desprindeau mici fragmente incandescente, iar trena de fum care însoțea obiectul, vizibilă până la granița cu statul New York, a rămas pe cer circa 20 de minute. Presupunând că era vorba despre un avion aflat în dificultate, localnicii au sesizat echipele de intervenție. Întrebați despre direcția în care se deplasa așa zisul avion, mulți martori au indicat o poziție aproximativă, de genul deasupra lacului Erie sau la sud de lac. Doar câteva minute mai târziu, ceva se prăbușea într-o zonă îndepărtată din apropierea orașului Kecksburg, unda de șoc a impactului fiind înregistrată de seismograful aflat la Willow Ryan Airport, la 25 de mile de orașul Detroit. Localnicii, organizați ad hoc, au pornit imediat în căutarea obiectului misterios și au descoperit pe malul lacului Michigan fâșii metalice care căzuseră din cer. Oamenii au făcut imediat legătura între deplasarea obiectului strălucitor și resturile metalice găsite. Ei au făcut cunoscute autorităților ipoteza lor, numai că specialiștii USA Force au rămas sceptici. De altfel, aceștia au dat publicității un comunicat în care se spunea că au fost găsite fâșii metalice, dar acestea nu provin din spațiu. Potrivit comunicatului, fâșiile metalice găsite fuseseră folosite în cadrul unui exercițiu militar și fuseseră folosite pentru a se bruia sistemele radar. De-a lungul întregii regiuni survolate de avionul aflat în dificultate, atunci când părțile incandescente desprinse din acesta au atins solul, au izbucnit mici incendii, pompierii având de lucru câteva ore bune. O întreagă armată de ziariști cercetau terenul de-a lungul și de-a latul, luând declarații martorilor, în speranța că vor avea șansa de a localiza zona impactului. Norocul a fost însă de partea unei oarecare doamne Jones, care locuia foarte aproape de Mount Pleasant. Femeia susținea că obiectul se prăbușise în pădure la doar un kilometru și un pic de casa sa. Cei doi băieți ai ei fuseseră martori oculari ai apariției obiectului, pe care l-au descris ca pe o stea în flăcări. Imediat după apariția lui în spatele copacilor, din pădure s-a ridicat o palmă de fum. Copiii au vrut să plece în cercetare, însă doamna Jones, intuind posibilitatea existenței vreunui pericol, i-a oprit după numai câțiva zeci de metri. Au fost alertați pompierii voluntari, cărora li s-a spus că aveau de căutat un avion care se prăbușise în pădure și explodase. Paralel cu acțiunile de căutare pe teren, organele de anchetă au început o verificare amănunțită a orarelor și a culoarelor de zbor, încetul cu încetul ajungându-se la concluzia uluitoare că nu putea fi vorba despre un avion. Poate cel mult un avion militar. În tot cazul, s-a decis anunțarea evenimentului către serviciile de securitate ale armatei. În jurul orei 19:30, la mai bine de 3 ore de la prima semnalare a obiectului în flăcări, un pompier sau poate o persoană îmbrăcată în uniforma pompierilor
însoțită de o alta, probabil agent guvernamental, au ajuns la locul impactului. Aveau asupra lor un contor Geiger de tipul celor folosite de apărarea civilă. După aproximativ 15 minute petrecute acolo, cei doi s-au deplasat. La un moment dat s-au întâlnit cu un localnic, John Murphy, care se afla în apropierea lizierii pădurii. El i-a întrebat pe cei doi ce au văzut. Pompierul i-a dat un răspuns foarte scurt, nu știu, și a continuat spunându-i că, dacă dorește alte informații, să se adreseze armatei. Zvonul că ceva misterios, posibil o farfurie zburătoare, se prăbușise undeva în pădure, s-a răspândit cu o uluitoare repeziciune. Au început să-și facă apariția sute de mașini înțesate de curioși. Cele câteva drumuri secundare care duceau spre pădure erau pline de amatorii de senzațional. Cu toate că părea o sarcină imposibilă, poliția a reușit să protejeze zona și locul impactului. Operațiunea era acum condusă direct de armată. Sediul detașamentului de pompieri voluntari din Kecksburg era acum ocupat de ofițeri ai serviciilor de securitate ale armatei. În clădire fusese adus un număr mare de echipament specific, inclusiv o stație radio de mare putere, iar soldații înarmați patrulau în zonă. Foarte mulți localnici au observat vehicule militare îndreptându-se spre pădure, inclusiv un camion cu o remorcă platformă. Alte două vehicule similare, una transportând o mică macara, au fost văzute pătrunzând printre copaci, adânc în pădure. Interesul asupra întregului eveniment a sporit de câteva ori în momentul în care s-a aflat că, la o bază aeriană din zonă, aterizase un aparat al USA Force ce transporta o echipă de militari și personal științific de cel mai înalt nivel. Mai târziu, unii martori au remarcat o coloană de vehicule militare care se deplasa dinspre zona prăbușirii. În această coloană se găsea și un camion, pe a cărui remorcă platformă se putea distinge o încărcătură de formă neobișnuită, acoperită cu o prelată. Vestea s-a răspândit cu repeziciune în întreg orașul. Cea mai vehiculată ipoteză era aceea a prăbușirii unui avion militar. Însă aceasta a fost negată de surse oficiale. Mai mult chiar, pentru a se crea confuzie, au fost făcute intenționat câteva mici indiscreții, potrivit cărora nu era vorba despre un avion, ci despre un meteorit. Iar pentru a părea autentice, ele au fost sprijinite de o declarație oficială a US Air Force, în care se spunea că, în ciuda unei căutări asidue, care durase 24 de ore, în pădure nu fusese găsit nimic. Investigatorii civili au rămas surprinși de toate aceste declarații, oficiale și neoficiale, deoarece ipoteza meteoritului scârțâia în multe locuri. Astfel, după adunarea a sute de declarații ale martorilor oculari, a reieșit că obiectul făcuse, la un moment dat, un viraj de aproximativ 30 de grade, după care își continuase deplasarea pe o traiectorie descendentă, în linie dreaptă, până la impactul cu solul. Viteza de deplasare a fost stabilită la aproximativ 8.500 de km pe oră, mult inferioară velocității unui meteorit, care este, se știe, de 48.000 de km pe oră. Și apoi, ce meteorit poate efectua un viraj în cursul traiectoriei sale? Incidentul a rămas o enigmă. De reținut că atunci, în 1965, ca și astăzi de altfel, ipoteza unei eventuale prăbușiri a unui OZN de origine extraterestră nu fusese dovedită, dar nici nu fusese respinsă în întregime. Însă, o declarație avea să schimbe totul. La 25 de ani de la incident, în 1990, o echipă de investigatori condusă de Stan Gordon, membru al Asociației de Studiere a Inexplicabilului din Pennsylvania, a decis să reanalizeze cazul prăbușirii de la Kecksburg. În urma unei anchete desfășurate pe scară largă, echipa de cercetători a reușit să localizeze câțiva dintre martorii direcți sau indirecți ai evenimentului.
James Romanski avea în 1965 18 ani și făcea parte din corpul pompierilor voluntari din Kecksburg. Atunci, la vremea incidentului, era membru al uneia dintre echipele care încercau să localizeze locul unde se presupunea că se prăbușise un avion. Intervievat de echipa lui Stan Gordon, el și-a amintit că văzuse OZN-ul la sol. Potrivit acestuia, nu avea aripi, motoare, elice sau fuselaj, nu avea ferestre, uși, nu avea spărturi sau îmbinări. Era o singură piesă uriașă de metal. Obiectul avea o formă de ghindă, o ghindă de bronz de aproximativ 3 metri și jumătate înălțime și 3 metri în diametru la bază, și avea o margine teșită ce era ușor ridicată. Cu prilejul unor discuții care au avut loc la Roswell cu ocazia simpozionului Roswell la 60-a aniversare, organizat în 2007 de Centrul de Studii și Cercetări Ufologice din Roswell, New Mexico, unii specialiști ufologi americani au adus argumente potrivit cărora această capsulă era una din primele prototipuri experimentate pentru viitorul program Apollo, omul pe lună. Cazuri asemănătoare de la sol, cu aterizări urmate de decolări în fața unor martori, sunt exemplele Socorro, New Mexic, cu martor polițistul Zamora, și Valea Plopului, România, martorii mai mulți săteni. Și aceste două nave au avut pe carcasă inscripții indescifrabile, atât pentru martori, cât și pentru specialiști. Apropiindu-se mai mult de straniul corp, Romanski a observat că pe peretele de metal erau inscripționate semne misterioase. În 1990, datorită unui documentar realizat în cadrul programului Mistere nerezolvate, cele petrecute la Kecksburg au căpătat interesul general. Potrivit celor spuse în cadrul programului, sute de alți martori, prin declarațiile lor, au sporit credibilitatea și greutatea probelor deja deținute. Printre aceștia s-a numărat și un fost ofițer al poliției militare din cadrul US Air Force, care în 1965 se afla la baza aeriană Longbow, în apropiere de Columbus, Ohio. Sub pseudonimul Robert Adams, el a dezvăluit că unitățile de intervenție au fost puse în stare de alertă roșie încă din primele ore ale zilei de 10 decembrie, la doar câteva ore de la confirmarea prăbușirii unui obiect necunoscut în apropiere de Kecksburg. Adams, împreună cu unitatea din care făcea parte, a fost trimis la un hangar căruia urma să îi asigure paza. La un moment dat, un camion platformă, ducând un obiect acoperit cu o prelată, a intrat în hangar, iar ofițerii superiori au ordonat să tragă în oricine ar încerca să intre fără permis special. Mai târziu, prin fața sa a trecut un alt camion ce transporta o încărcătură camuflată, având de două ori mărimea unei mașini Volkswagen. Adams a fost schimbat din post între orele 6 și 7 dimineața, camionul cu obiectul respectiv pe platformă, părăsind baza în aceeași zi, în jurul orei 19:30, cu destinația baza aeriană Wright-Patterson, aflată la o distanță de aproximativ 160 de kilometri. Un an mai târziu, Adams a fost disponibilizat din cadrul forțelor aeriene, măsură pe care el o consideră foarte ciudată, o manevră deliberată, datorată evenimentelor la care fusese martor. Un alt martor cu pseudonimul John Cummings susține că a văzut obiectul cu ochii săi în incinta unui hangar al bazei Wright-Patterson la 12 decembrie 1965. El era șofer al unei companii de materiale de construcții din Dayton, care efectua livrări dese acestei baze. La 11 decembrie, un ofițer superior al bazei a venit la sediul companiei și a comandat un număr de cărămizi cu rezistență sporită la radiații, necesare construcției unei camere speciale de protecție într-una din clădirile bazei. A doua zi, Cummings, însoțit de vărul său, de asemenea angajat al aceleiași companii, a livrat peste 6.000 de cărămizi. Descărcăm cărămizile pe niște paleți. Vărul meu și cu mine am hotărât să ne furișăm în hangar pentru a vedea ce era atât de secret, a declarat acesta.
Din nefericire, cei doi au fost surprinși de gardieni, dar nu înainte de a reuși să vadă obiectul. Acesta avea o formă de clopot, de culoare bronz închis, și avea în jur de 4 metri în diametru la bază și aproximativ 3 metri și jumătate înălțime. Obiectul era susținut de un eșafod, acoperit pe trei părți de o pânză suspendată de tavan, care îl învăluia ca o parașută. În jurul lui se aflau aproximativ 15 persoane îmbrăcate în costume de protecție, care încercau să deschidă obiectul. Am fost scoși afară și ni s-a spus să uităm ceea ce văzusem, că în 20 de ani obiectul va deveni un lucru obișnuit, a declarat Cummings. Acesta a furnizat o mulțime de alte date, foarte interesante și incitante, chiar dacă greu de verificat. Astfel, Cummings a susținut că i s-ar fi spus că oamenii de știință nu reușiseră să pătrundă în interiorul obiectului, în ciuda folosirii frezelor cu diamante sau a lămpilor cu acetilenă. Chiar mai incredibilă a fost ipoteza căreia containerul de bronz ar fi conținut corpurile unor ființe extraterestre mai mult ca sigur rănite. Această informație, cumulată cu ceea ce văzuse în interiorul hangarului, l-a determinat pe Cummings să fie convins că obiectul era într-adevăr aparatul prăbușit la Kecksburg. Leonard Stringfield, un renumit cercetător american specializat în investigarea cazurilor de prăbușiri, aterizări de OZN-uri, din nefericire decedat în 1996, era de părere că Kecksburg deține o importanță la fel de mare ca și faimosul caz Roswell. Numeroși investigatori sunt de părere că guvernul american a recuperat corpuri ale unor ființe extraterestre după una sau chiar două prăbușiri ale unor nave în deșert, în apropiere de Roswell, în 1947. Având în vedere cantitatea de informații, cazul Kecksburg poate fi plasat pe primul loc după Roswell, cel mai important caz de recuperare a unui OZN din istorie. În acest caz, Gordon a adunat zeci de documente și a compilat sute de pagini de investigații. Important este că zilnic ies la iveală noi date și noi informații. Totuși, să fie vorba de o navă spațială extraterestră? Până acum, datele, precum și vasta operațiune de recuperare și încercările de a analiza originea obiectului, tind să convergă spre o clasică operațiune de recuperare a unui vehicul non-terestru, însoțită de obișnuita operațiune de camuflare a acestui lucru. Întrebarea este ce anume să se camufleze? Recuperarea unei nave spațiale extraterestre? A unui vehicul experimental al US Air Force? Potrivit revistei britanice UFO Magazine, un dosar al cazului Kecksburg, întocmit de un cercetător britanic în 1994, aruncă o lumină nouă asupra celor petrecute. Astfel, studiul amintește că la 23 noiembrie 1965, dintr-o zonă secretă aflată adânc în interiorul teritoriului fostei Uniuni Sovietice, a fost lansată în secret o rachetă spațială. Aceasta purta satelitul Cosmos 96, a cărui construcție era bazată pe o formă modificată a navei Soyuz, al cărui design era bazat pe forma clopotului de scufundare. Colonelul Rodney S. Luzey, șef adjunct al statului major al US Space Command, a dezvăluit că Cosmos 96 intenționa să fie o sondă spațială cu destinația planeta Venus. Datorită însă unor defecțiuni a rachetei purtătoare, satelitul s-a prăbușit la 9 decembrie 1965, într-o locație situată la 51,8 grade latitudine nordică și 82,5 grade longitudine vestică. Colonelul a mai adăugat că inscripțiile extraterestre găsite pe obiect și descrise de unii martori ar fi de fapt o scriere obișnuită în limba rusă, limbă care ar putea fi considerată extraterestră pentru mulți. Cu alte cuvinte, ceea ce se prăbușise la Kecksburg nu era altceva decât un satelit. Într-adevăr, ipoteza cercetătorului britanic pare a fi cea mai la îndemână, cu toate că unele neclarități mai persistă încă.
De exemplu, nu se explică modul în care satelitul ar fi putut face un viraj de 25 de grade la o înălțime îndeajuns de mică pentru a fi observat de martorii de la sol. La 23 noiembrie 1965, sovieticii aveau deja 3 sonde în drum spre planeta Venus. Venus 1, lansată la 12 februarie 1961, Venus 2, lansată la 12 noiembrie 1965 și Venus 3, lansată la 16 noiembrie 1965. De fiecare dată, lansarea a fost anunțată cu surle și trâmbițe ca fiind un succes deplin. Satelitul Cosmos 96 a fost lansat într-adevăr la 23 noiembrie 1965, având perigeul de 209 km și apogeul de 262 km, o înclinație de 51 de grade, iar perioada de rotație în jurul Pământului era de 89,2 minute. Lansările în cadrul programului Cosmos s-au făcut de la cosmodromurile Kapustin Yar, Marea Caspică, Volga, cu rachetele Lans Cosmos, pe orbite cu înclinație de 49 de grade, și de la Baikonur, cu rachete R-7. De aceea ne întrebăm de ce să fi vrut rușii să trimită încă o sondă spre Venus. Forma cel mai des folosită a sateliților programului Cosmos a fost cea unui corp cilindric, cu capace semisferice, compartiment în rezervoare cu proper gol, modul de serviciu și blocul echipamentelor științifice, la exterior găsindu-se panouri solare, antene, senzori și alte prelungiri ale instrumentelor aflate la bord. Obiectul, găsit în pădurile de lângă Kecksburg, nu părea a avea aceste caracteristici. Martorii oculari l-au descris mai degrabă ca pe o ghindă, o singură piesă uriașă de metal, de forma unei ghinde, referindu-se la inscripția de pe corpul obiectului, ce se presupunea că ar fi fost litere chirilice. James Romanski susține că, deși cunoaște foarte bine limba rusă, nu a reușit să descifreze înscrisul. O asemănare izbitoare ce nu putea trece cu vederea de ufologi este cea cu propulsorul Nazi Bell. Este adevărat că, potrivit unui studiu publicat în 1994 de Teal Space Consulting Group, cu sediul în Virginia, a cărui temă a constituit-o misiunile spațiale eșuate în ultimii 36 de ani, nava spațială care a înregistrat cel mai renumit eșec a fost seria satelitului Cosmos. Acestea dețin un adevărat record în privința duratei scurte de viață, adeseori explodând în decurs de numai câteva luni de la lansare, precizează analistul Marco Caceres, care însă nu menționează motivele care au stat la baza acestui trist mister. Într-unul din numerele sale din 1981, cunoscuta revistă științifică franceză La Recherche a publicat poate cel mai straniu articol din existența sa, textul fiind însoțit de un document fotografic inedit. Revista insistă, pe lângă cititorii săi, să nu elimine a priori și alte explicații ale cazului, fiind plauzibile și alte ipoteze interpretative. Iată relatarea celor întâmplate, conform declarațiilor unui participant la evenimente. În după-amiaza zilei de 7 iulie 1947, la ora 14 și 20 de minute, a fost semnalată prăbușirea pe teritoriul mexican a unui obiect zburător neobișnuit. Cum acest fapt s-a produs în apropiere de granița cu Statele Unite, la scurt timp au sosit în zonă militari americani și mexicani, care au trecut imediat la căutarea în comun a locului prăbușirii. Căutările au continuat fără întrerupere și după căderea întunericului. Epava obiectului, care mai fumega la 12 ore de la prăbușire, fiind reperată abia în jurul orei 21:15 dimineața. Același obiect pus la adăpost de curiozitatea presei în hangarul bazei Wright-Patterson. Reușind să ajungă la locul prăbușirii într-o vale împădurită înconjurată de dealuri accidentate, militarii s-au aflat în fața resturilor unei nave aeriene metalice, al cărui înveliș fusese spulberat de o explozie deosebit de puternică.
La diferite distanțe în jur au fost găsite fragmente lamelare, confecționate dintr-un material foarte dur. După unele aprecieri, obiectul ar fi avut o formă circulară, cu un diametru de aproximativ 27 de metri. În partea centrală se pare că obiectul ar fi avut un dom, a cărui înălțime ar fi fost de circa 8 metri. Printre rămășițele navei nu a putut fi văzută nicio parte a sistemului de propulsie, dar în schimb a fost găsit corpul unei creaturi parțial arse. Acest trup, deși de tip humanoid, nu era niciun caz al unei ființe de pe Terra. Capul său, raportat la dimensiunile corpului, era deosebit de mare, nu avea nici nas și nici urechi, dar orificiile respective se aflau la locurile știute. Gura nu avea buze, fiind doar o simplă deschidere și nu avea dinți și nici limbă. Deși ochii îi erau arși, orbitele erau anormal de mari, putându-se bănui că ar fi putut permite o vedere de 180 de grade. La înălțimea trupului de 1,37 m, picioarele erau proporționate ca și la oameni, dar brațele păreau a fi deosebit de lungi. Mâinile aveau câte 4 degete. Medicii care au efectuat pe loc o serie de analize preliminare au constatat că țesuturile musculare care nu erau arse erau moi. Lichidul ce a fost găsit în vene a constituit de asemenea o surpriză, fiind incolor, cu un ușor reflex verzui și un puternic miros de sulf. După ce au fost făcute sute de fotografii, corpul ciudatei ființe a fost îmbarcat la bordul unui aparat de transport C-47 și dus la o bază militară din Statele Unite. EPAVA a fost încărcată în trailere, care s-au îndreptat spre centrele secrete de cercetare militare americane. Potrivit revistei franceze, a existat un martor care a reușit să păstreze un film făcut la locul catastrofei și pe care l-a dat publicității în 1980. Au urmat expertizele privind datarea și autenticitatea filmului, executate de celebrele laboratoare GSW, care au dat verdictul că pelicula este autentică. Cert este că după această senzațională dezvăluire publică, nu a mai putut fi văzut nici filmul, nici misteriosul martor. Dragi prieteni, atât despre cazul de la Kirksburg și alte misterioase obiecte care au căzut din cer în diverse locuri de pe planetă. Dacă v-a plăcut materialul, nu uitați să dați like și share. Până data viitoare, când vă aștept și cu alte informații interesante, vă doresc numai bine, prieteni. Pe curând!